La Muzeul Dunării de Jos a avut loc vernisajul expoziției Cuceriri Spațiale. Evenimentul a fost găzduit vineri 9 aprilie, începând cu ora 12. Expoziția este organizată în colaborare cu Asociația Muzeul Jucăriilor din București și va putea fi vizitată respectând condițiile impuse de pandemia de COVID-19 până în luna iunie. Manifestările au fost prilejuite de împlinirea 60 de ani de când Yuri Alexeievici Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu pe orbita Pământului. În cadrul expoziției este expus o serie de obiecte care să ducă vizitatorul cu gândul la activitatea din spațiu, cum ar fi binocluri, planșe, manuale școlare și jucării din anii 1960-1970. Un loc aparte în expoziție îl ocupă documentele referitoare la viața și activitatea lui Dumitru Prunariu, primul român care a ajuns în spațiu în data de 14 mai 1981 în cadrul programului spațial Intercosmos. Noi vă spunem bine ați venit, iată că și în aceste condiții grele de pandemie, Muzeul Dunării de Jos încearcă și, spun eu, reușește să-și ducă mai departe activitatea, atât activitatea de cercetare, conservare, restaurare, evidența patrimoniului, dar iată și activitatea de valorificare, venind cu noi proiecte în fața publicului călărășan. Astăzi vernisăm o expoziție, spun eu, eveniment, pentru că este o expoziție dedicată împlinirii a 60 de ani de la primul zbor, ieșirea primului om în spațiu și de asemenea 40 de ani de la participarea unui român la o misiune în spațiu, Dumitru Prunariu. Alături de noi, expoziția este organizată în colaborare cu Asociația Muzeul Jucăriilor din București, alături de noi aflându-se conducătorii acestei asociații, cei care o fac foarte bine, Cristian și Mihail Dumitru. De asemenea, alături de noi este reprezentantul Centrului Rus din București, domnul Mihail Davidov, cărora o să le dau cuvântul, nu înainte însă de a o ruga pe colega noastră, muzeograf Sorina Nedel, cu cea care s-a ocupat de toate proiectele realizate în colaborare cu Asociația Muzeul Jucăriilor, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua, vă mulțumesc în primul rând pentru prezență. Noi suntem deja la cea de-a cincea colaborare împreună cu Asociația Muzeul Jucăriilor din București. Deci și sunt posesorii unei impresionante colecții de aproximativ 15.000 de piese. În mare parte sunt jucării și sunt organizatorii a peste 100 de expoziții din țară. Le mulțumesc pe această cale pentru această colaborare și sperăm să mai derulăm alte proiecte în continuare. De asemenea, referitor la expoziția noastră, 12 aprilie 1961 versus 14 mai 1981, iată cât timp s-a scurs din momentul în care Yuri Gagarin, la numai 27 de ani, a reușit să spargă barierele spațiului cosmic. Evenimentul a avut efectul unei explozii în întreaga lume, el fiind primul care a ajuns în spațiu și pe orbita Pământului, la bordul navei Vostok 1. După primul minut, după ce a ajuns în cosmos, a spus: cerul este negru, pământul este albastru. Succesul său a fost uriaș, el devenind marele erou al Uniunii Sovietice. După aproximativ 20 de ani, într-o Românie în care oamenii încetaseră să mai viseze, iar regimul comunist își arăta semnele agoniei, Dumitru Dorin Prunariu a sfidat gravitația și barierele ideologice. Astfel, la 14 mai 1981, el a devenit primul român care a ajuns în spațiul cosmic. România devenea astfel a 11-a țară din lume care trimitea în spațiul propriu cosmonaut. A făcut ocolul Pământului de 125 de ori, 5.260.000 de kilometri parcurși, cu viteza de 28.000 de kilometri pe oră, în 7 zile, 20 de ore, 42 de minute și 52 de secunde. Misiunea a fost destinată unor cercetări complexe în condiții de imponderabilitate. Au existat 22 de experiențe, de experimente științifice cu aparate și tehnologii românești. Mai multe despre viața și activitatea acestor mari legende ale cosmosului veți găsi parcurgând expoziția noastră. Vreau de asemenea să mulțumesc pentru implicarea în realizarea afișului și a câtorva benzi desenate călărășanului nostru, domnul Alex Ciobotariu, care este călărășan, dar a terminat facultatea de grafic, de
arte la Iași și este inițiatorul singurului portal destinat benzilor desenate din România. Vă mulțumesc, dau cuvântul în continuare domnului Mihail Davidov de la Centrul. Mulțumesc, bună ziua, doamnelor și domnilor. În numele Ambasadei Rusiei și al Casiei Ruse din București vreau să mulțumesc organizatorilor pentru invitația la acest minunat eveniment. 12 aprilie 1961 va rămâne pentru totdeauna unul dintre cei mai strălucite momente din istoria contemporană. Prin zborul său de 108 minute în jurul pe-minutului, Gagarin a deschis omenirii calea spre stele, adânci oamenilor în creadere, în propriile puteri, în capacitatele lor, încurajându-l să fie încrezător și îndrăzneț. Asemenea, unii adevărat Prometeu. Îmi pare rău, dar vorbesc în limba română prost. Triumfală se misiunea Apacii la purtat de flecul sovietici, cu zâmbet fermecător prin întreaga lume. Întâlnindu-se cu președinții și capete încoronate, însă cel mai important, întâlnindu-se cu stele de mii de oameni entuziaști care l-au purtat literalmente de brațe. În luna mai om sărbători împreună cei de 40 aniversarii a zborului în spațiu al echipajului comun sovieto-roman. Cu sprijinul Casei Ruse din București va fi organizat un concurs literar de fotografie și artă digitală cu tematica spațială, la care vă invit și pe domnioastră să luați parte. Concurs se numește Călătorii printre stele. Acest concurs fișă de concurs. Profi de această ocazie pentru vă invită la Casa Rusă din București pe bulevardul Lascăr Cătărgiu 5-10. Vă doresc tuturor multă sănătate și toate cel bun. Mulțumesc! Я хотел бы вручить организаторам этого мероприятия. Este o carte despre Rusia, și o matrioșcă, nu poate știu ce e, cu pe rus, cum se numește. Vă mulțumesc mult! Dăm o continuare cuvântului domnului inginer Cristian Dumitru, cel care a pus bazele acestei asociații a Muzeului Jutereiei. Vă mulțumesc și mă bucur că am avut și avem oaspeți de seamă și ați venit în cu asemenea pandemie într-un număr atât de mare, totuși, și ce pot să vă spun, doar nebunia din anii 60-70, când toți copiii visau să se facă cosmonauți, și automat noi am vrut să reflectăm și din punct de vedere al copilăriei
cosmonautica în acele vremuri, deci toți copiii nu se mai jucau cu mașinuțe, se jucau cu rachete, se jucau cu nave cosmice, era epoca roboților. O să vedeți că în expoziție avem foarte multe jucării spațiale realizate în anii 60-70. De asemenea, ca orice copil al acelor ani, am colecționat și timbre, o parte din ele erau dedicate cosmosului, vedeți aici o mică colecție așezată în rame de acelea din vitrină și de asemenea am vrut să includem și obiecte de epocă. De exemplu, cu un astfel de televizor, unchiul meu a văzut probabil și imagini cu primul satelit și zborul lui Gagarin și chiar și zborul Prunariu și culmea că a fost așa de rezistent, a prins și Revoluția și de-abia prin 95. Deci au un televizor care a mers peste 30 de ani fără mari reparații. Avem câteva publicații de epocă, deci erau vremea în care lumea afla știrile din ziare, deci închipuiți-vă că e o ediție specială, cum vedeți în filmele americane, când ieșeau copiii pe stradă strigând ediție specială, deci una din puținele ediții speciale din România a fost cea dedicată primului om în cosmos. Revistele din acea epocă, prin graficienii epocii, reflectau foarte mult zborul în cosmos, chiar și un radio de epocă în care, fiind atât de rezistent, s-a putut asculta sfârșitul cel doilea război mondial și toate realizările spațiale a mers până prin anii 80, deci peste 40 de ani. Și de asemenea avem o mini-secțiune dedicată benzilor desenate, benzi desenate românești cu subiecte spațiale. Deci vedeți un episod dedicat cățelușii Laica lui Gagarin, misiunii Sputnik, deci acestea vin de la Festivalul Benzii Desenate de la Brașov. În spate avem iar o serie de benzi desenate ale domnului Ciubotariu, câteva opere realizate chiar cu ocazia acestei expoziții, tot de domnul Ciubotariu. Multe, să zic, imagini, suveniruri, deci era o modă, mai ales în Uniunea Sovietică, o să vedeți câteva vitrine cu suveniruri spațiale, deci mici bibelouri care înfățișau evenimentele, primul satelit, prima rachetă cosmică, chiar existau colecții de chibrituri dedicate cosmonauților. Avem și un rarisim album de protocol dedicat domnului Prunariu, l-am despărțit și i-a rămas ca să puteți vedea cât mai multe pagini din el. Și este o expoziție inedită și de ani de zile o pregătim, pentru că chiar n-am vrut să ratăm, era prea rotunde cifrele ca să ratăm un astfel de eveniment. Sper să vă placă, sper să vă dați seama de marile realizări la tehnica de atunci. Acum, nici acum nu e ușor să zbori sau să ajungi în cosmos, dar vă dați seama la nivelul tehnologiei de atunci, când nici măcar tranzistoare erau lămpi, erau, vă dați seama, electronica care influența foarte mult, era încă mult în urmă față de ce acum. Vă mulțumesc mult, vă doresc vizionare plăcută, mulțumim oaspeților noștri de seamă, mulțumim domnul director pentru această frumoasă colaborare și sper să o continuăm cât mai mult în viitor.